Continuă anchetele la spitalul din Corabia, acolo unde un pacient a fost filmat pe holurile unității medicale, în genunchi, implorând medicii și asistentele să-l îngrijească timp de 3 ore. După ce bătrânul a fost umilit, ministrul sănătății a cerut o anchetă, iar DSP Olt a dat primele sancțiuni. 6.000 de lei amendă pentru medicul de gardă și 3.000 de lei pentru asistentă. Anchetele continuă așadar, fiind declanșate mai multe verificări după imaginile în care bătrânul este umilit pe holurile spitalului, fără ca cineva să-l ajute. Bine, un pic, stați. Vreți să vă ajut să vă ridicați pe scaun? Da? Hai. Dar sunteți brăcit? Ce? Nu, ce? Am căzut. Am avut accident vascular și am căzut ca acolo. Haideți că vă ajut eu. Ministrul Sănătății a dispus ca DSP Olt să facă o anchetă la spital, iar la finalizarea primelor verificări au fost dispuse și primele măsuri. Amendă contravențională medicului de gardă în valoare de 6.000 de lei în conformitate cu articolul 26 litera B, refuzul acordării asistenței medicale de urgență unui pacient de către un medic din cadrul UPU sau CPU. Amendă contravențională asistentei medicale în valoare de 3.000 de lei în conformitate cu articolul 32 litera K, nerespectarea precauțiunilor universale și a protocoalelor de lucru de către personalul medical și auxiliar. Avertisment pentru unitatea sanitară. S-a dat termen imediat pentru discutarea cazului în Comisia de Etică a Unității Sanitare și luarea măsurilor care se impun. S-a dispus refacerea și însușirea protocoalelor de lucru cu întreg personalul, a scris ministrul Sănătății Vlad Voiculescu pe contul său de socializare. În paralel, conducerea spitalului a declanșat o anchetă internă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și dacă vreun cadru medical se face vinovat de această situație.